Eu sunt convins că frații nor au început să, să pună zugrăviala la nouă peste aia veche. Știi ce au făcut? Până au arătat așa, știi ce au fost aici? Haos. Au fost jale. De ce? Pentru că era o lucrare întâi de dărâmare. De dat jos. Ce nu, fost, ce nu mai fost așa plăcut. Dumnezeu nu schimbă el totul. Pentru că avem lucruri care Dumnezeu le schimbă, dar avem lucruri care ni le lasă Dumnezeu să le schimbăm noi. Vă întreb, nu putea Dumnezeu să dărâme altarul lui Tatăsul? Putea, Doamne. De zic, nu, poți și tu. Te duci tu și tu te duci, tu și îl dărâm. Doamne, dar nu poți tu să-l dărâmi. Câte rugăciuni nu avem noi din astea? Fă tu, Doamne. Ați auzit rugăciuni? Trezește-ne, Doamne. Ați auzit rugăciun din astea? Păi dacă te trezește, Dumnezeu e grav. Nu mai bine te trezești de unul singur? Le-o zis la mormântul lui Lazar, o zis, dați piatra la o parte. Dar Doamne, ne pui pe noi? Da, vă pun pe voi. De ce? Că puteți să o dați la o parte. La Lazar i-o zis, dați piatra la o parte. În dimineața învierii, femeile ziceau, cine ne va dea piatra la o parte? Și pentru că Domnul știut că ele nu pot da piatra la o parte. Știți ce au făcut? Le-o dat-o el. Și când au venit femeile, au zis, da, într-adevăr, asta nu puteam noi să dăm la o parte și ne-o dat Dumnezeu piatra la o parte. Nu aștepta Dumnezeu să schimbe lucrurile care le poți schimba tu, că Dumnezeu nu le schimbă. Fratele meu, prieten drag, ascultă-mă, poate ai pachetul de țigări în mașină, poate ai pachetul de țigări în buzunar. Dumnezeu nu-ți va rupe pachetul de țigări. Nu Dumnezeu îți va smulge țigările și ți le va arunca la gunoi, că tu trebuie să le arunci. Dumnezeu nu-ți va băga mâna în buzunar, ci Dumnezeu îți schimbă inima. Dar de să-ți arunci pachetul de țigări, să-ți lași băutura, să-ți arunci mizeria din viață, din inimă, din telefon, din calculator. Dumnezeu să știi, Dumnezeu nu, nu numai dacă îți mai ia curentul din când în când. Nu? Dar Dumnezeu nu vine să-ți oprească calculatorul. Tu trebuie să-l oprești. Eu zic, Gedeon, du-te și aruncă, dărâmă altarului uh, uh, altarul lui Bal. Dărâmă. Știi ce e cel mai greu, fraților? Știi ce e cel mai greu când ne întâlnim cu Dumnezeu? să schimbăm ce în casa noastră. Vai ce ușor i-a schimbat la Cristi. Să mă ducă la el, m-a dus, nu e problemă. Dar să-i zic Cristi, ăstea, băi ar trebui să le mai dai la o parte, mă. Ăstea. Știi că repede am face curat la altul în casă? De eu zis, domnul, nu, nu, te duci la tine. Știi unde e altarul ăsta? Știi unde? La tată sunt casă. Și o zici, te duci acolo unde ai copilărit. Acolo unde ai fost în casă, te duci adu arunci, dărâmi altarul, dărâmi stelpul. Doamne, cum să fac așa ceva? Știți ce îmi doresc cel mai tare? Și biserica suferă cel mai tare. Știți de ce? Pentru că sunt oameni pe care îi schimbă Dumnezeu, dar ei nu vor să se schimbe. Tot cu aceiași îmbrăcăminte, tot cu același limbaj, tot cu aceiași, știi? Sunt foarte mulți oameni, doamne, s-au botezat, s-au întors la Dumnezeu, dar ei la fel, nu au schimbat, nu au aruncat nimic. Numai Dumnezeu le-a schimbat inima. De ei au aceeași îmbrăcăminte, același machiaj. O zi cineva m-am făcut în toate felurile să reușesc să mă mări și zice, Tot -am, nu, 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 am reușit să mă mărit. De ce? Pentru că știți, știți ce a fost problema? Eu schimbat Dumnezeu inima. De -aia nu a fost dispusă. Nu ești dispus poate să, să arunci ceea ce vrea Dumnezeu. Știi că Dumnezeu nu oferă bine cuvântarea până nu schimbăm ce avem de schimbat? Noi tot așteptăm și avem mulți descoperiri din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu ne va binecuvânta. Și te uiți spre cer. De multe ori spui Domnului, Doamne, dar de ce? De ce nu lucrezi? Știi de ce? Uită-te ce ți-o zis Dumnezeu să schimbi și n-ai schimbat. Uită-te de, de, câți ani așteaptă Dumnezeu schimbarea la anumite lucruri. Și tu ai stat liniștit. Că Dumnezeu ți-a promis că va lucra. S-a uitat Dumnezeu la Ghedion și a zis, te duci să schimbi. Nu mă duc, nici eu nu lucrez. Nici eu, nici eu nu fac nimic. Nu vei izbăvi nimic până nu te duci. Până nu te duci și dărâmi altarul. Dumnezeu ne cheamă în vremea aceasta să dărâmăm lucrurile alea care nu-s după voia lui Dumnezeu. Frații mei, să știi, lucrurile alea care nu-s după voia lui Dumnezeu, știi care îs? Alea care ni-s dragi. Că diavolul vine cu lucruri plăcute. Că dacă ar veni, cum vine cu sudura, fără mască, nu? Am sudat-o, dar n-am putut dormi de noapte. Păi cine, cine ar mai ține de, de altarul lui Bal? Cine ar mai ține de stâlpul Astartei? Dacă, dacă n-ar fi ceva plăcut. Dar știi ceva ce face diavolul? Din grădina Edenului o veni cu lucruri din alea plăcute la privit. O zis că erau fructul, era de dorit. Și o zis, ia, -l, ia. -l. Dar să știi ceva, în vremea aceasta, Dumnezeu ne cheamă la dărâmat. Ne cheamă Dumnezeu la dărâmar lucrurile care le avem în viața noastră, alea care, care uh, suntem legați de ele. Nu vreau să le enumăr, că le prea știți. Le prea știm, frații mei. Știm lucrurile alea care le întristează pe Dumnezeu. Alea care ți le aduce Dumnezeu aminte. Când stai cu trupul și cu sângele Domnului în mână și te uiți, și în momentul acela două Sfânt le aduce aminte. Și știi că nu te poți uita în ochii soției. Știi că nu te poți uita în ochii soțului. Și te uiți și Duhul Sfânt îți stăt, aduce aminte. Că l-ai și nu l-ai dărâmat, l-ai de ani de zile. Tot același comportament, tot aceeași direcție, tot aceeași mizerie. Și aștepți ca Dumnezeu să-ți să facă curat. Și zice, Dumnezeu nu-ți fac curat. Nu-ți fac curat. Dacă îți faci curat, lucrezi cu tine. Nu-ți faci curat, rămâi la stareta. ta. Știi că Dumnezeu în seara asta trage un semnal de alarmă în dreptul nostru. Vrei schimbare? Vrem ca Dumnezeu să ne schimbe? Știi ce zice Dumnezeu? Dărâmă! Dărâmă, aruncă! Doamne, dar cum s-aruncă? Am muncit atâta. Am muncit atâta. Avem fiecare în viața noastră lucrurile la care trebuie să renunțăm, frații mei. Lucrurile alea care, care nu-s după voia lui Dumnezeu. Alea care ne infectează inima. Alea care ne infectează mintea, care ne infectează ochii, care ne infectează casa. În seara aceasta Dumnezeu ne spune, dărâmă! Dărâmă ca Dumnezeu să poată face o construcție nouă. Îi nevoie de dărâmare. Eu sunt convins că frații nu au început să, să pună pună la nouă peste aia veche. Știi ce au făcut? Până au arătat așa, știi ce au fost aici? Haos. Au fost jale. De ce? Pentru că era o lucrare întâi de dărâmare. De dat jos. Ce nu, fost, ce nu mai fost așa plăcut. S-au dat jos tot. Au zis tot, tot, tot. Și știi ce spune Dumnezeu la Gedeon? Gedeon, după ce dărâm, spune Cuvântul Domnului, versetul 26, după aceea să zidește. Dumnezeu nu zidește și nu-ți dă nimic de zidit. Doamne, dar de mine n-ai nevoie? Ba da, Dumnezeu are nevoie de tine. Dar știi ce spune? Întâi dărâmă. Întâi dărâmă. Nu aduce Dumnezeu niciun lucru de zidit până nu-ți toate lucrurile dărâmate. Știți ce îmi doresc în seara aceasta? Ca Dumnezeu să ne dea puterea să plecăm acasă. Și să dărâmăm cei de dărâmate.